Drumul Crucii de la Lupen la Straja, ca în fiecare an de peste două decenii. În Vinerea Mare, crucea este purtată într-una din cele mai lungi procesiuni religioase din lume. Inițiatorul acesteia este Emil Părău, omul de care se leagă începutul și dezvoltarea stațiunii turistice Straja. Procesiunea a început la Biserica Sfântul Nicolae din Lupeni. Un sobor de preoți, în frunte cu preasfințitul Nestor, episcopul Devei și Hunedoarei, au săvârșit o slujbă religioasă. Apoi, sute de credincioși au pornit către schitul de la Straja, purtând pe umeri crucea sfântă. Aceasta are peste 100 de kilograme și o lungime de peste 4 metri. Pe parcursul traseului de aproape 11 kilometri, credincioșii s-au oprit la fiecare dintre cele 14 troițe, care simbolizează popasurile Mântuitorului pe drumul său spre muntele Golgota. După aproape 4 ore de urcuș, au ajuns la schitul de la Straja. Crucea va rămâne aici până la sărbătoarea Paștelui de anul viitor.